Despre minor pot să vă informez că este, are 11 ani, 1,50 m, atletic, fără straten ușor ondulat, ochi căprui, îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți de camuflaj, tricou negru cu scris galben pe față, batic cu tricolor pe cap. Prima oară când m-a răpit era vorba că m-a dus într-un bar să-mi cumpere suc ca să vin cu ei. Să te ademenească. Da. După aia m-a dus în pădure și m-a ascuns printre tufișuri. În cursul zilei de astăzi, efective din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, precum și voluntari, au participat la o acțiune de simularea unui caz sau de răpirea unui copil. Acțiunea a avut ca scop măsurarea timpului de reacție a cetățenilor, a voluntarilor, precum și a personalului public și privat care s-au implicat în această activitate. În cadrul exercițiului formațiunea Salvo, adică mai degrabă piloții de motoparapantă, au localizat victima în teren împreună cu agresorul, au semnalizat echipelor de la SOL, care mai departe au comunicat echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș.